Un deputat PSD propune modificarea legii privind dezvoltarea domeniului schiabil din România, astfel încât primăriile sau prefecturile să poată construi în aproape orice zonă montană, fie ea și împădurită. Singura condiție este să facă acolo pârtii, instalații pe cablu sau hoteluri. Organizațiile de mediu condamnă inițiativa și cer autorităților locale programe de împădurire, nu alte defrișări. Legea privind dezvoltarea domeniului schiabil din România spune în acest moment că se poate construi doar în anumite zone montane și doar dacă se pune la dispoziție o altă suprafață de teren identică, nu doar ca mărime, dar și ca bonitate, adică să poată fi exploatată la fel de bine, fie că e vorba de gol alpin, teren agricol sau fond forestier. Lista zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil din România cuprinde 11 județe și vizează atât goluri alpine, cât și zone împădurite. Deputatul care vrea modificarea acestei legi spune că tocmai compensarea terenurilor ar bloca dezvoltarea domeniului schiabil și cere o excepție. Pentru situațiile prevăzute la alineatele 2 și 3, scoaterea definitivă din Fondul Forestier Național se realizează fără compensare, dacă obiectivele pentru care se propune aprobarea sunt declarate de interes local sau național și sau de utilitate publică. Și când se întâmplă să fie păduri, da, se poate face, să se poată realiza și lucrul acesta. Nu putem să avem în România doar grădină zoologică și parc național. Nu înseamnă că defrișem aiurea. Deputatul Eugen Neață dă exemplu domeniile schiabile Parâng și Transalpina, care ar putea fi dezvoltate, susține el. Au în derulare chiar contractul de lucrări privind dezvoltarea domeniului schiabil în acest masiv Parâng și pentru a continua proiectul am aflat că aveau nevoie de 8,9 hectare de teren pe care să-l scoată din domeniul forestier. Nu l-au scos pentru că nu au avut terenul necesar pentru compensare. Organizațiile de mediu cred însă că nu doar această inițiativă este greșită, ci întreaga strategie de dezvoltare a turismului în zonele de munte. Activiștii susțin că ecoturismul, de pildă, s-ar putea dezvolta și fără defrișări. În următorii 30 de ani, stratul de zăpadă o să scadă cu până la 50%, în România vorbesc. De altfel, dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în Europa, în general, partea de vest a continentului, domeniile schiabile de acolo, industria, se reprofilează. Problema nu e neapărat lipsa fondului de schi, ci este accesibilizarea lui. Deputatul Eugen Neață le cere colegilor din Parlament ca dezbaterea și adoptarea propunerii sale să se facă în procedură de urgență. Proiectul a fost deja depus la Senat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.